Salutare, prieteni! În episodul de astăzi vreau să vă prezint un joc absolut fenomenal dezvoltat pe baza celui de-al doilea război mondial. Dacă ești pasionat de jocuri shooter cu tentă istorică, îți recomand cu căldură acest joc. Cu siguranță nu te vei plictisi și cu siguranță vei avea o experiență de neuitat. Jocul se numește Unlisted și îl găsești pe Steam, dar și pe site-ul oficial al celor de la Gaijin. Jocul este absolut gratuit și poți să-l descarci direct în calculatorul tău. De astfel, pe Steam găsești și DLC-urile aferente acestui joc, iar în Unlisted nu comanzi doar un singur soldat, ci o întreagă echipă. Acest shooter MMO bazat pe echipe creează bătăliile cheie ale celui mai sângeros război din secolul 20, cu sute de soldați, tancuri, avioane implicat în fiecare dintre ele. Dar haideți să vedem ce ne spun dezvoltatorii despre acest joc. De menționat că dezvoltatorii acestui joc este compania Darkflow Software, iar ca și editor, bineînțeles, Gaijin Network Ltd. Fiecare jucător își comandă propria echipă de soldați controlați de AI. Dacă pierzi un soldat, poți să treci imediat la un altul dintre coechipieri și să continui lupta. În acest fel, bătăliile din Unlisted par cu adevărat masive și intense, comparabil celor de pe câmpurile adevărate de luptă din cel de-al doilea război mondial. Bătăliile vor fi duse în toate colțurile lumii, iar luptele se vor desfășura pe mai multe insule din Oceanul Pacific, până în satele din Normandia, pe străzile din Berlin, pe câmpurile înzăpezite ale Moscovei, în inima Stalingradului sau chiar în nisipurile din Tunisia. Jocul include 4 țări participante la război: America, Rusia, Germania și Japonia. De altfel, dezvoltatorii ne spun că poți să alegi una sau mai multe dintre aceste națiuni cu care poți să-ți construiești armata după bunul tău plac într-o multitudine de echipe cu diferite specificații. În funcție de deciziile tale vei ajunge pe diferite câmpuri de luptă, fiecare cu propriile arme, vehicule și uniforme. Vei avea la dispoziție nu doar trupe de infanterie, 350 dintre cele mai cunoscute și variate echipamente militare, tancuri, mașini blindate, motociclete și avioane, atât de luptă cât și de bombardament. În același timp, tanchiștii și piloții sunt soldați care au beneficiat de o pregătire completă. Dacă ți-a fost avariat vehiculul, îl lași în urmă și intri în luptă pe jos, exact cum ar proceda o echipă de infanterie. Sunt prezente 16 clase diferite de soldați, fiecare cu avantaje unice și arme dedicate, incluzând nu doar armamentul clasic de calibru mic, ci și arme grele, cum ar fi tunuri antitank, mitraliere grele, tunuri de antiaeriană, lansatoare de rachete, aruncătoare de flăcări, lansatoare de grenade și multe altele, astfel încât să te poți adapta la orice situație și să depășești orice provocare. Aceste mecanisme unice îți pot permite să ataci inamicul pe flancuri, să-ți parașutezi trupe în spatele liniilor inamice, să construiești fortificații și puncte de amplasare a tunurilor și să folosești zeci de tactici diferite care să-ți permită să atingi obiectivele misiunii. Fiecare jucător are acces la instrumentele developerului care îi permite să creeze misiuni personalizate care pot fi lansate pe serverul public. Așadar, dragi prieteni, developerii ne spun din start că avem de-a face cu un joc super bine gândit care ne teleportează practic în cel de-al doilea război mondial. Te vei face să simți aceeași adrenalină și să-ți se facă părul măciucă. De la celebrele Catiușa, care scot un anumit sunet monstruos pe câmpul de luptă, vei auzi inclusiv vântul iernilor geroase de pe câmpiile Moscovei până la acel vânt specific al Oceanului Pacific. În continuare, dragi prieteni, am să vă las o secțiune de gameplay cu acest joc minunat Unlisted. В голову! Умри, ублюдок! Умри! Точно в голову! Our troops are taking the charge! Пока, ублюдок!
mind. Disarm the charge. Allies, disarm the bomb. Тебя, гад!